Ce fac, băieții? Și bine ați venit la un nou draft pe canal. Astăzi în FC 24 avem supercarduri Food Birthday și încercăm să creăm una dintre cele mai spectaculoase echipe din joc. Vrei să-ți construiești echipa de vis în FC 24 sau să deschizi cele mai tari pachete din store? Cumpără coins de pe u7buy.com și folosește codul OVI pentru 6% reducere. Iar contul tău este alimentat cu coins în maxim 10 minute. Linkul este în descriere. Și dacă vrei să cumperi articole sportive, casual și lifestyle de cea mai bună calitate, argol.com/ro. Linkul este în descriere. Ai acolo 10% reducere cu codul OVI la checkout. Hai să plece, drăftulețul, nu uita să apeși și tu butonul de like și uite ce avem, un 4-3-3 attack extraordinar. Super, cu Rudy Völler, care nu e chiar atât de extraordinar, dar hai să vedem left winger. Bă, ce începe rău, se termină bine. Oh, Totti Hansen, așa da, mijloca central, jinică. Vin de la challenger, Hagiku sau Schneider. O să-l iau pe Schneider aici. Cu Hagi avem clip special deja făcut pe canalul Limba Română. Schneider 5-5 are acel Schneider, un Fede Valverde de 90. Cam mergem pe super high rated noi în ultimul timp. Fernando Hierro, Carles Puyol, îmi place. Dar dacă nu o să fie așa deosebit draftul ăsta, mai băgăm o fisă, cred. Și la momentul actual, nu, Robi. Sau retrag cuvintele, asta e puțin, să vedem dacă ne dă și portar. Casillas 92. Rezervele, Lizarazu, dar n-am ce să fac cu el. Dar e rating, asta e un pic. Figo, Zico, Lino și Hagi din nou. Bă, parcă mă roagă, ia-l pe Zico. Iar pe Zico, Oviț. Pierdem aici, dar de ce? Stai. Nu, câștigăm, n-are cum să pierdem, Oviță, ce-i? Cred că mai băgăm o fisă la cum arată ăsta. Messi, nu văd nimic espectacularos. Văd un Ribery. Asta e espectacularos, dar nu văd eu ceva să mă atingă la sufletel, mă. Să-mi placă mie un card să fie ceva acolo. Hoylund, Benzema în schimb. Arată mișto Karim the Dream. Rudy Völler. Vezi că nu era rău draftul ăsta. Sau, băi, uite, așa se întâmplă, îți dă rău în partea asta, frate. Deci în stânga aici, mamă cât te coboară, ești nebun. Aici te coboară, mai băgăm, nu-mi place asta, nu-mi place. Am mai băgat o fisă. Hai să vedem ce înseamnă fisa asta. 4-4-1, attacking, 4-5-1 sau 4-3-3 holding. Hai să jucăm ceva pe tiki-taka, 4-3-3, Golden Mbappe, du-te bă de aici. Du-te bă de aici. Neymar, dar jur că dacă nu mergi, fii atent, dacă nu te duci pe 4-3-2-1, e disaster. Ia fi și tu atent. Trebuie să bage, trebuie să dea drumul la robine mai târziu. Îți dă Nesta. Mamă, mamă, fratelos. Ia stai pe rezerve aici. Mapileon era un Vini pe partea aia pe care l-am tot avut. Carvajal. Thunderstruck. Dăm de aici, umflă-mă, umflă-mă. Ei, bă, n-am jucat cu manea asta până acum. 5 la wickfield, 4 la skill. Îți arată mișto, mișto. McManaman. Oio! Și să... Bă, hai mă că mi-era dor. Uite cât de mișto arată asta. Vezi, Ronaldo, siu de toti. Dar e greu cu formația asta, mă. E greu cu formația asta. Hai să mai vedem pe banca de rezerve dacă mai prindem ceva. 90, Calhanoglu. Abili 94 s-a ridicat un picuț. Vezi că s-a ridicat foarte. Bă, ce e asta, mă? Ia vezi un pic. Ia vezi un pic. Hai, ăștia nu mă interesează pentru că am opțiuni. Nu mă interesează deloc. Dar portar n-am opțiune. S-ar fi salvat ceva din draftul ăsta, ia de crestat. Alberto acolo. Abili, vezi că se salva puțin. Siu în față. Ba-l bași pe ăsta să faci chemul. Vezi că până la urmă ajungi tot la o medie dintre asta de 90, 91, 92. Mane pe stânga, n-are cum să fie 91. E 91 chiar. Băi, și cât de slab începuse. Slab rău de tot. Cine nu ți-a chem aici? Dar portarul, oaleu. Te îngroapă portarul, mă. Portarul, te mănâncă. Dar nu ne place nici ăsta. Mai băgăm o fisă. A plecat, bam. 4-3-2-1, ne place la nebunie ăsta. Hai de dată. Plânge sufletul meu. Plânge sufletul meu. Leguna Solskjaer, capitan. Nu, mulțumesc. Luca Bazuca cu 93. Veron cu 89.
Oh, un Zizou! Așa da, tată! Foarte frumos cardul Zidane cu un Laurent Blanc. Drafted birthday, poate Mapi Leon. Da, mișto, a luat Carlos Alberto. Ui, un draft food birthday momentan. Ceva cărdulețe food birthday. Ne place. Nu lua Mendy că mai pică. Mai pică Mendy ăla. Fantasy food, mai pică, fii atent. Dă-mi un portar bun, te rog frumos. Portarul bun. Bă, n-am mai dat multe. Ceva vreme un portar. Barosan. Ia să iau și de la rezervă. De la sub. Și n-a venit el, mă. Bam, frumos. Rating 91. Hai să vedem dacă mai... Storcem câțiva jucători. Ona. Da, hai să ținem football. E lăbu, o viță. E lăbu, fii atent. E lăbu, Ona. Așa, vezi, mă. Hai cu încă un food birthday, nu vine. Mijlocul, no. Avem aici Sanchez, care are cam LMLW. Eusebiu. Și mai fi vreo, mă, un food birthday. Avem 1, 2, 3... 4 carduri foarte tari food birthday și vine și un Zanetti McManaman, ăsta fantasy food, nu? Fantasy FC, da. Cred că suntem obligatoriu pe Zanetti, nu? Are cum un cala și pe el food birthday foarte mișto, uite. Bam! 1, 2, 3, 4, 5. Frumos, și rating vezi că e de 92. E un draft foarte, zică, da, mă, food birthday? Food birthday adevărat, mă, chiar că. Și Raul! Mamă, cât de frumos arată draftul ăsta. 4-3-2-1 e secretul ăla. 4-3-2-1 is the secret. The secret sauce. Bam, ăștia sunt slabi. Vin acum toți. Mamă, la rând, ia uite. Tăc, 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 tăc. Ca să te coboare, mă. Uite, mă, să te coboare. Dar nu, mai că ne ridicăm noi acum cu un 89 Veronia. Fii atent. Rămâne 92. Cred că rămâne 92 la cât de frumos arată primul 11. Am meritat, mă, să tot încercăm 90. Haide, nu fi rău. 92, mă. Foarte frumos, ia uite-l, Raul. Superb acest Raul, ce s-a scris 1-5 la Wicked și are finesse shot plus și technical plus. Mijlocul cu Zanetti, Zizou, Zicolino. Apărarea cu Carlos Alberto, Mapi Leon, Casillas, Blanc, Ona Batre. Superb acest draft, o minunăție. A jucat mai degrabă așa cu Raul pe cut inside și finesse shot far post. Oh, te-ai murdurit de puțină engleză pe la Botovița, așa o să zică băieții în chat. Zizou, avem și noi ce avem pe plus. Incisive pass plus și intercept plus. Cruyff, ești tu în finesse? N-are finesse-ul. Asta e, jucăm fără finesse. Bam! Și managerul Nuri Sahin. Bă! E manager? Nici nu știu. A fost la Borussia Dortmund. Luăm pe Nuri, mă. Bun, top draftul ăsta și abia aștept să îl jucăm. Arată de poveste. Hai și primul meci. Să vedem ce ne aduce portarul victimă de Gregorio. Pire, Vini, Pires, Rooney, Messi și Vini. Are 3-4-2-1, foarte ofensivă echipa. Noi nu facem nicio schimbare pentru că suntem zei de aici. Uite, pam, 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 pam. Ce pasă. Zanetti la mijloc, Tancone. Da, da. Aio! Raul Sito! Tancu! A intrat, mă, și asta lui Raul, am prins-o pe verde. 3-0, minutul 9. Superb. Oio, vezi că e șmecher echipa lui. Cel puțin la fel de bună ca a noastră. Asta o să fie un meci pe 500. Ia stai un pic. Bună pasă asta, voleul nu-i pe verde. Poate aveam o șansă cu verdele să creăm ceva. Spectaculos.
Mapi! Ce caută Mapi acolo? Băi! Ce căuta fundașul central acolo? Mai contează, nu? A marcat? Aia e tot ce contează. Frumoasă combinația asta. 3-0, mamă ce tiki-taka mișto. Bă, am ratat echipa adversarului aici. Este? Nu este! Înapoi, Raul, se întoarce frumos în careu sau nu? Zico! Bă, băieți, bă, vezi că l-are pe Cech, e în zi mare. Și s-a dus, cât de mișto s-a dus. Mută portarul în spate. Poate. Cea mai nebună paradă de până acum. Casillas, bă, cum naiba, mă? Dai că nu merge nici chiar așa. Țucarina, țuca. Nu cred că e offside, sincer. Bă, nu cred că e. Și centrarea asta e bună. Oi, oi, mergea și pe preluare. Salahul, foarte mișto. Frumos gol, brav. Hai, Eusebio, haide, tată. M-am grăbit eu la șut. Mamă, ce am crezut că o să mute greșeala mea acolo. Hai, Zizu! Zizu! Da, tată! Eusebio! 3-1, tată! Hai! Și cu marea finală, Zico Cruyff! Virsul ăla pentru Cam? Mai face lumea așa ceva pentru Cam? Ok? Ona, e centrarea perfectă pentru Eusebio! Se deschide scorul minutul 10. E meci, cred. Da, n-aș vrea să o iau așa pe arătură, că nu e rău adversarul. Nu cred că poate, dar încercăm. Și verde. Dar n-avea, era greu. Are 5 stele la Wakefoot, dar n-are 3 tumă de finesse și se simte asta destul de mult. Încă unul, calm, elegant, Zico. Face 4-0. Nu, Cruyff, bă, o viță, bă, calmea asta. De ce oare am zis Zico? Cred că m-am gândit foarte mult la cardul ăsta lui Zico în acest draft, pentru că l-am și eu pe Road to Glory și jucam ca mijlocaș, dar văd că percutează bine de tot dacă îl joci un pic mai ofensiv. Cred că merge destul de bine și atacant. Central acolo, dă și el unul. Nu, doamne, cât arată băiatul ăsta. M-a avut, s-a enervat și el. S-a spus la revedere acolo. Și asta e draftul, băieți. Lasă-mi în comentariu mai jos, spune-mi care a fost jucătorul tău preferat, care ți s-a părut că a făcut diferența cel mai bine. Aproape un draft perfect, rare gold și un premium gold pack, dar noi avem și câteva bombe super, super high rated aici pe care le vom deschide. Care sunt alea? Unde sunt ele? Oh, 56 de pachete. Jumbo premium gold pack primul. Pe Spania, pe left winger. Mariana. Mă, că deschidem și ceva frumos. 83-10! Oh, cu Foot Birthday! Mapi, mă! Nu, băi, Irene, e double, mă. Ok, Baschirotto. Hai că am deschis și un pachet frumos, am avut și un draft elegant. Voi nu uitați, bunicel pachetul ăsta. Voi nu uitați să apăsați butonul de like, vă pupă o viță.
și ne vedem în clipurile următoare. Pa, pa!